Scorul obținut de organizația PSD Dâmbovița este realmente un scor bun care plasează organizația undeva sus în ierarhia Partidului Social-Democrat la nivel național și aici nu voi repeta ceea ce domnul președinte Tuțianu și doamna ministru Rovana Plumb au spus, că sunt pe deplin de acord cu tot ceea ce s-a spus. Voi spune însă câteva lucruri, pentru că noi cei din PSD a fost bine că am învățat niște greșeli anterioare și la nivel național, alții se pare că n-au învățat din greșelile altora. Două lucruri o să spun. Unu, victoria PSD-ului la Răcari este o victorie foarte importantă, pentru că atunci când cineva își tratează cetățenii din propria urbă ca moșierul, tratându-i pe sclavii de pe moșie, se întâmplă ceea ce s-a întâmplat duminică la alegerile parlamentare. Și a fost o lecție extraordinară de conduită civică din partea cetățenilor care au dat victoria PSD-ului, în ciuda intimidărilor, amenințărilor, modul în care a fost cumpărată sărăcia, prin tot felul de lucruri de acest primar care nu face cinste urbei pe care încă o conduce. Și astăzi a fost dat semnalul schimbării și primarului din Răcari prin alegeri libere și democratice. Doi la mână. Victoria la Titu este de asemenea o victorie importantă într-un oraș foarte important, într-un oraș în care de asemenea PSD nu avea primar. Și acolo este un exemplu de conduită civică, așa încât ca responsabil de districte datoria mea să-i felicit pe colegii din aceste două organizații care au lucrat exemplar, o organizație în mod particular la Răcari, care acum 3 săptămâni era destrămată și care în 3 săptămâni a reușit să schimbă prin munca sa, prin munca tuturor colegilor candidați, a reușit să schimbe situația în teren. Felicitări echipei din Titu și felicitări tuturor colegilor candidați și colegilor care în diferite localități au avut un rezultat realmente de excepție.